Rusia ar putea întrerupe complet furnizarea de gaze naturale către Europa, deoarece încearcă să își consolideze influența politică în contextul crizei din Ucraina. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie a declarat că Uniunea Europeană trebuie să se pregătească acum conform Digi24.ro, șeful Agenției Internaționale pentru Energie a spus că reducerea livrărilor de gaze din ultimele săptămâni, despre care Kremlinul a spus că sunt cauzate de lucrările de mentenanță, ar putea fi de fapt începutul unui proces mai amplu de întrerupere a fluxului de gaze menit să împiedice Europa să își umple rezervele pentru iarnă, ceea ce i-ar oferi Rusiei un avantaj în relația cu statele din regiune. Europa trebuie să fie pregătită pregătită în caz că gazul rusesc este tăiat de tot, a spus Birol într-un interviu pentru Financial Times. Cu cât ne apropiem mai mult de iarnă, cu atât înțelegem mai bine intențiile Rusiei. Cred că întreruperile au ca scop evitarea umplerii rezervelor Europei, a explicat șeful agenției. Țările din Uniunea Europeană se grăbesc să și umple rezervele de realimentare, Germania sperând că până în luna noiembrie capacitatea sa de stocare a gazelor să fie ocupată în proporție de 90%. În acest moment, ele fiind doar pe jumătate pline. Statele europene încearcă de asemenea să își reducă dependența de combustibil fosil din Rusia, preferând să importe gaz din alte țări precum Sua și să grăbească trecerea la energia regenerabilă. Cursa pentru renunțarea la petrolul și gazele rusești va necesita arderea unor cantități mai mari de cărbune, au avertizat însă oficialii europeni care au spus că centralele nucleare nu vor putea fi închise prea curând relatează Digi24.ro